Bună! Astăzi o să filmez unboxing așa fără să-mi arăt fața. Sper că nu vă supărați, dar am prea multă treabă și chiar n-am timp să așez toate chestiile. În fine, după cum v-am zis, ăsta este ultimul unboxing Oriflame și din acest an, dar de când o să-l fac eu, motivele o să le zic probabil în alt clip. Așa că hai să vă arăt. Campania 18. Multe produse nu sunt. Am așa aici, vreau să ofer cadou. O geantă de cosmetice. E foarte fain, o să o desfac și o să vă arăt. Deci așa este, un material foarte fain. Două materiale diferite. Are capsă, fermoar pentru machiaje și aici depus pensule. Asta cred că a fost la 27 de lei sau 37 undeva pe acolo. Și o fac cadou. Aici taxa de livrare și manipulare, am locuit-o cu acest port Ofel la Oriflame exclusiv Stockholm. Chiar îl voiam de mult timp și n-am putut să mă abțin. Așa arată. E superb. E genial. A fost la 45 de lei. Are și breteaua pentru că vine crossbody. Super. Are așa aici un buzunar. Capse. Alte buzunarele. Și aici este breteaua. Abia aștept să-l port. Super. În momentul în care am dat comanda pe site sau nu mai știu în perioada respectivă, toate seturile erau la 20% reducere, dar puteam să iau doar unul, dacă nu mă înșel, de fiecare. Am luat acest Love Dap, era 40 ceva de lei, l-am luat mai puțin. Gelul de duș miroase super, cu prună și piper negru. Încă un set, acesta l-am pe comandă de la Essentials. Este o mască pentru față, cu cele cu lavandă și provitamina B5. Și un wash and scrub. Tot așa erau, nu știu, 12-15 lei un set și a fost mult mai ieftin. Aici am mai cumpărat o brățară, v-am mai prezentat în campania anterioară, cred, cea pentru bărbați, Twilight Men's Bracelet, nu o voi desface, pentru că vreau să o ofer cadou, a fost la 30 de lei. Și am luat un set Love Potion, format din parfum și cremă, la fel era la 50-60 de lei și l-am luat mai ieftin. Îmi place că are alt ambalaj față de cel de anul trecut. Parfum plus cremă. Set super. Ok, mai am 3 produse. Inițial am vrut tot setul de la Amber Elixir, dar nu mai erau pe stoc nici punga de cadou, nici parfumul. Am luat crema, au fost la 12 lei, cred. E puțin transpirată ca pe acea mine de afară. Și da, are 76 de ml. Sper să fie ok. Am așa un Possess The Secret Man, la fel, punga de cadou văd că nu există, dar îți nu umbla. Era, nu știu, 80-90 de lei și l-am luat mult mai ieftin, la fel o să țin pentru a-l oferi cadou. Ca și noutate este acest aftershave parfumat, special făcut pentru acest set, dacă nu mă înșel. Și da, are 50 de ml. Atât și cu acest unboxing. Și cam aici se oprește și călătoria mea în Oriflame. Dar discutăm mai mult în alt clip. V-am pupat!